Bună seara, suntem la o nouă ediție a emisiunii Cu sufletul deschis. Invitatul meu din această seară este arhimandrit Andrei Coroian, preot la Catedrala Episcopală Sfântul Nicolae din Deva. Bună seara și bine ați revenit la noi, părinte. Bine v-am regăsit. Părinte, în data de 30 noiembrie, curând, creștinii ortodoxi sărbătoresc pe Sfântul Andrei, care este și protectorul României și al românilor. Și aș vrea să vorbim în această seară despre Sfântul Andrei și despre viața sa și despre minunile pe care le-a făcut și de ce a fost ales să fie protectorul României și al românilor. Da, Sfântul Apostol Andrei este sărbătorit la Biserica noastră ortodoxă pe 30 noiembrie, 7 zile după intrarea în Biserica Maicii Domnului. Este un sfânt ocrotitor al întregului răsărit creștin, nu doar al României. Este sigur un sfânt foarte iubit, este cel din tâi apostol, deci aceasta e caracteristica lui principală, că este apostolul cel întâi chemat de Hristos. Noi îl cinstim pentru că a fost încreștinătorul țării noastre, potrivit unei tradiții. El a stat 22 de ani într-o peșteră din județul Constanța de astăzi, din localitatea Ion Corvin, în care acolo, după anii 1990, s-a construit o prea frumoasă mănăstire, care v-am spus eu pe drum să o vedeți. Da, așa da, este de Constanța. Extraordinar de frumoasă. În care este locul în care slujea Sfânta Liturghie pe o piatră, în care folosea ca pat de odihnă altă piatră. Și de acolo, sigur, tradiția spune, eu am citit o teză de doctorat a unui grec, care scrie despre Sfântul Andrei că a ajuns de 3 ori și până în munții Orăștiei și că ar fi hirotonit aici pe marele preot al dacilor, care i-a dat nume tot Andrei. Primii 3 episcopi ai românilor după Sfântul Apostol Andrei au fost tot cu numele Andrei. Ei, el, Sfântul Apostol Andrei, este, cum am spus, apostolul întregului răsărit ortodox, este ocrotitorul țării noastre, este ocrotitorul Rusiei, al Ucrainei, al Greciei, ocrotitorul a Spaniei, surprinzător, deși Spania îl are pe Sfântul Apostol Iacob moaștele, dar Sfântul Apostol Andrei este și ocrotitor al Spaniei. Da, și catolicii sărbătoresc această, adică pe Sfântul Andrei tot pe această dată, o dată cu este Biserica Ortodoxă. Este sărbătorit și în apus și în răsărit, sigur este. Și, cum am spus, principalul lui caracteristică este aceasta de apostol întâi chemat. Așa este, se spune într-o parul lui, ca cel ce a fost între apostoli mai întâi chemat și lui Petru, frate adevărat, stăpânului tuturor, Andrei, roagă-te, pace lumii să dăruiască și sufletelor noastre mare milă. De ce este atât de surprinzător această primă chemare a unui apostol? Adică să fie mai întâi chemat decât Sfântul Petru, decât Sfântul Ioan, decât Sfântul Iacob, decât celălalt Sfânt Apostol. Născut în Betsaida Galilei, care Betsaida înseamnă casa pescarilor, se pare că ei în familie, Sfântul Apostol Andrei, știau limbă greacă. Acolo, zona aceasta de nord a Țării Sfinte, făcea parte din acel ținut de capule pe care îl grecizase Alexandru Macedon, marele conducător imperial și cuceritor Alexandru Macedon, și probabil că sub influența aceasta, deci limba greacă devenise o limbă universală, ei știau și limba greacă. De aici și numele Sfântul Apostol Andrei are un nume grecesc. Andros înseamnă
curajos, bărbat. De aici ai și numele lui grecesc. Cred că singurul nume grecesc dintre numele Sfinților Apostoli. A fost fratele mai mic a Sfântului Apostol Petru, fiul lui Iona, un nume specific evreiesc, nume de proroc, și erau amândoi pescari. Și Sfântul Petru, care a fost căsătorit, a avut copii, dar Sfântul Apostol Andrei se remarcă printr-o viață spirituală. El a fost ceea ce s-ar chema astăzi un tânăr cu frământări spirituale, un tânăr cu căutări spirituale. A ajuns să-i fie ucenic Sfântul Ioan Botezătorul, care era un mare puznic, mare eremit, deja ieșit să se predice pe malul Iordanului și apoi urma să-l boteze pe Mântuitorul. Și a ajuns ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul, sigur, care era un trăitor inimaginabil, poate, adică care nu mânca doar decât verdețuri, ran lăcut, și avea o stare de duhovnicie foarte înaltă. Și Sfântul Apostol Andrei s-a lipit de Sfântul Ioan și a ajuns oarecum să depășească această mentalitate a vieții obișnuite, care la evrei era exaltată la maxim, adică de a avea familie, de a naște cât mai mulți copii, și astăzi au 10, 15, 20 de copii, și poate între copiii tăi să se nască și Mesia. Toți aveau acest gând. El a depășit acest lucru și alături de Sfântul Ioan Botezătorul, sub influența lui, și-a dorit să trăiască în feciorie. Este un lucru foarte rar, pentru că nu, afară de Maica Domnului, nu se gândea nimeni la acest lucru. Ei, trăirea aceasta lui înaltă spirituală l-a făcut să-și dorească ceva mult superior. Ori Sfântul Ioan Botezătorul, duhovnicul lui, i-a povestit despre Mesia, despre Fiul lui Dumnezeu, care urma să se întrupeze, care urma să vină pe pământ. Și atunci el era un căutător al lui Mesia, căutător al Fiului Dumnezeu întrupat, căutător al celui ce avea să vină. Deci, și de aceea el, oarecum, zice Sfântul Nicolae Velimirovici, că nici n-a fost chemat de Mântuitorul. Sfântul Apostol Andrei este primul chemat, dar n-a fost chemat în modul real, ci el l-a descoperit pe Mântuitorul. La un moment dat, când a doua zi după ce Sfântul Ioan Botezător l-a botezat pe Mântuitorul Iisus Hristos și a văzut cerul deschizându-se, a coborât Sfânta Treime, cel fenomen teofanic, arătarea dumnezeirii la Iordan, Mântuitorul trecea și Sfântul Ioan Botezătorul stătea de vorbă cu ucenicii lui, de care era și Sfântul Apostol Andrei și Sfântul Evanghelist Ioan. Și el spune ucenicilor, arătând spre Hristos, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Deci Hristos a venit ca mielul lui Dumnezeu ca să ne mântuiască, să ridice păcatele lumii. Când va veni a doua oară, va veni ca judecător, ca Dumnezeu desăvârșit, și va judeca lumea, sigur, despărțind binele de rău. Până atunci noi suntem în împărăția mielului, mielului bun, blând, curat, care iartă el păcatele noastre, doar noi trebuie să le recunoaștem, să ne schimbăm, să încercăm să-l urmăm. Și Sfântul Apostol Andrei, deci împreună cu Sfântul Ioan, la acel cuvânt al dascălui lor, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii, l-a părăsit pe Sfântul Ioan Botezătorul, pe duhovnicul lui, și a mers după Hristos. Și l-a întrebat, Rabi, învățătorule, unde locuiești? Și Mântuitorul i-a spus, veniți și veți vedea. Sigur, Dumnezeu locuiește în lumină neapropiată. Hristos deja nu mai avea casă pe pământ. El părăsise casa părintească. Cei 3 ani cât a propovăduit, el avea o singură haină, desculț sau sandale, și dormea unde l-a apucat noaptea. Nu avea, cum spune, păsările cerului au cuiburi, fiul omului nu are unde să-și plece capul. Deci el nu mai avea o locuință stabilă, pământească. Și atunci Sfântul Ioan, Apostol Andrei și Sfântul Ioan au mers și spune că au rămas la el în ziua aceea. Ce înseamnă au rămas la el dacă n-avea casă? Teologic se explică așa, un teolog contemporan, preanalt, mitropolitul Irodeus Lacu, spune că ei au rămas în ziua aceea contemplând lumina
de pe fața lui Hristos. Frumusețea luminii dumnezeiești, frumusețea feței și a luminii dumnezeiești care strălucea pe chipul lui Hristos. Deci ei au rămas în acea zi contemplând și îndulcindu-se de lumina dumnezească care radia din Hristos și îndulcindu-se de cuvintele lui. Și de aceea el s-a trezit din tot apostol descoperindu-l pe Hristos. El se comportă ca un adevărat apostol. El merge și spune lui Petru, fratele lui, am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și au scris prorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Sfântul Petru, sigur, prins cu grijile în familie, mai greu s-a mișcat, dar a fost Sfântul Apostol Filip, pe care l-a scut. După aceea Filip l-a chemat pe Natanael și deja iată sunt 6 apostoli din acea zonă, din acel sătuc pescăresc, Betsaida, care îl urmează pe Hristos, oarecum stârniți de Sfântul Apostol Andrei, care l-a descoperit pe Hristos. El de aceea este numit întâi chemat, pentru că el, în căutările lui spirituale, l-a descoperit pe Iisus Hristos. Sigur, îi se face apostol, în Sfintele Evanghelii avem pomenit de câteva ori numele lui și mai ales atunci când Domnul Iisus Hristos urma să fie răstignit, Sanhinedru evreiesc l-a lepădat, l-a condamnat la moarte, nu a vrut să-l primească pe Fiul lui Dumnezeu, pentru care ei erau pregătiți de mii de ani, de Moise, legea s-a dat tocmai pentru a-i pregăti să-l primească pe Fiul lui Dumnezeu. L-a lepădat și atunci Sfântul Evanghelist Luca, care și era grec de origine, de lângă Atena, spune că au venit niște elini, niște greci, care au cerut să vorbească cu Iisus. Ei au spus lui Filip, iar Filip l-a luat pe Andrei, care știa bine grecește, și i-a introdus la Mântuitorul. Ei atunci se spune că, practic, Hristos a predat destinele spirituale ale omenirii poporului grec. Deci poporul Israel a fost, timp de mii de ani, până la Hristos, cel care a păstrat destinele spirituale ale omenirii și cel care le-a dozat. Era templul în Ierusalim și acolo era tot tezaurul spiritual, dar apoi le-a dat poporului grec, care este practic al doilea popor sfânt și care practic creează Biserica Noului Testament. Toate slujbele, tot ce avem noi, scrierile Noului Testament sunt în limba greacă. Slujbele sunt compuse de autori greci, de Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare, tot ce avem noi practic este această contribuție a unui popor care în paralel cu poporul evreu care a dus spiritualitatea monoteistă, adică credința într-un singur Dumnezeu câteva mii de ani, i-au dus cultura la cel mai înalt grad. Prin Homer, prin Herodot, prin poeții lor, Platon, Aristotel mai ales. Se și spune undeva într-o tradiție, de fapt, eu am citit acum recent, că un preot grec care îl defăima pe Platon, Platon a fost mare filosof cu 300 de ani înainte de Hristos, i s-a arătat Platon în vis și a spus, de ce mă defaimi atât? Și el a spus, păi ai fost un păgân. Se zice, da, într-adevăr am fost păgân. Dar atunci când Hristos a venit în iad și a scos pe toți cei care îl așteptau acolo de mii de ani, care au crezut în venirea lui Mesia, eu am fost primul care l-am recunoscut. Nu evrei, nu Moise, nu Ioan Botezătorul, ci eu, Platon. Deci, iată, și de aici meritul, deci, culturii și a inteligenței grecești. Deci, Sfântul Apostol Andrei, așa cum v-am spus, probabil că și datorită faptului că el introduce, deci, cum v-am spus, pe acești elini la Hristos, și datorită faptului că știa grecește, i s-a dat sort să înrăsăriți. A prozidiat la Beoți, așa îi spune atunci, și Constantinopolul de astăzi, a fost Bizanț, a fost o cetate grecească Bizanț, și așa a ajuns el să prătuiască și în Sciția Mare, Sciția Mică. Sciția Mare este Ucraina de astăzi, până undeva în nordul Rusiei. Eu am fost acum 25 de ani, undeva la o mănăstire aproape de Pâscov, în Rusia, în care este un schit Sfinți Apostoli și în care Sfântul Apostol Andrei, acolo predicând, a încreștinat mii de strămoși ai rușilor și n-a avut unde să-i boteze, a lovit cu toiagul într-o stâncă și au cus 12 izvoare. Sunt numite izvoarele Sfinților Apostoli. Izvoarele acestea formează un lac vindecător, cam cât orașul Deva de mare, pe aproape 7-8-10 km, cu putere vindecătoare. Am intrat în acea apă.
Da. Deci, și practic de acolo, deci a predicat toată Scisia Mare, Ucraina de astăzi, Rusia, parte din Rusia, și Scisia Mică, care era Dobrogea noastră. Acum, care e legătura noastră, poporul român, cu Sfântul Apostol Andrei? Și în nord, în sudul Dunării, la Bulgaria de astăzi, și în nordul Dunării, primirea lui a fost foarte ostilă. Deci strămoșii acestor popoare care sunt acum erau foarte ostili, sălbatici. Spune că în sudul Dunării l-au mușcat și cu dinții. Da. Erau foarte... Acum știți, poporul nostru dac, dac roman și toate triburile care au fost aici, geții, sunt un popor cult, care a avut scrierea, da, poate chiar înainte de scrierea sumeriană. Și a avut în cultul lui călugări, beșii, noi avem preoție, o credință monoteistă prin zeul Zamolsis. Și aici Sfântul Apostol Andrei s-a regăsit. El s-a regăsit ca acasă. Au fost singuri care au fost în stare să-l înțeleagă, să-l primească. De aceea a stat 22 de ani în peștera din Dobrogea și a venit și a prăzut pe teritoriul țării noastre. Haideți să mai insistăm puțin pe lucrul acesta, că poate credincioșii nu știu de existența acestei peșteri și acestei mănăstiri și ar fi bine să știe că acolo se găsesc moaștele, o parte din moaștele Sfântului Apostol Andrei, că a făcut minuni și cred că ar merita să facă, da, cunoscut acest, da, lucru. Ei, Sfântul Apostol Andrei, desălăjluindu-se acolo, a adus tradiției poporului român pe Iisus Hristos, pe Maica Domnului, pe apostoli, pe proroci. Deci peștera de la Ioan Corvin, peștera este peștera Betleemului, neamului românesc. Acolo s-au născut colindele românești. Primele colinde românești, acolo s-au născut, în jurul peșterei. Există un izvor făcător de minuni, așa, 7 izvoare, izvorul Sfântul Apostol Andrei, din care a băut apă și Eminescu. Cum s-a construit o biserică peste ele. Noi, în colindele noastre, dacă observați, colindele care sunt unice în lume, arată acest lucru, un colind din Moldova, care arată oarecum conștiința poporului român că Betleemul nostru nu este în Țara Sfântă, în Israel, ci undeva în sudul țării. Deci, avem acest colind foarte frumos. La Betleem, colo jos, cerul arde luminos. Prea curata naște astăzi pe Hristos. Deci, colo jos, din Moldova în jos, la jos. Deci nici nu știau cum arată Israelul, nici nu știau unde e situat pe glob, vă închipuiți, da, acum mii de ani. Da. Nu era nicio informație. Da. Deci toată tradiția biblică, toată tradiția evanghelică, toată trăirea este adusă și implantată în spiritualitatea românească, în tradiția noastră, în sufletul nostru românesc, de Sfântul Apostol Andrei și de ucenicii lui. Prea curata naștea n-are scute de înfășat, nici hăinuțe de îmbrăcat pentru pruncul de împărat. Nu mai plânge Maica mea scutecele noi, ți-o da pruncul sfânt de înfășa. De aici tradiția noastră românească, care e antagonică cu tradiția evreiască. Deci, Betleemul este cetatea lui David, casa pâinii, unde s-a născut prorocul David, unde s-a născut Iisus Hristos. Acolo trebuia să-l primească. Ei nu l-au primit. L-au refuzat, au omorât 14.000 de prunci. N-a avut unde să se nască, nu l-au primit să se nască, într-o casă de oaspeți. S-au dus acolo pentru acel recensământ, venind din nordul țării, din Galileea, la recensământul dictat de Augustus, de împăratul Augustus. Și vă închipuiți ce oameni haini, răi. Da. Adică pentru Fecioara Maria să n-aibă unde să nască, a născut într-o peșteră. Românul spune, nu mai plânge Maica mea, scutecele noi ți-om da pruncul sfânt de înfășa. În Maramureș, la noi, și mai mult, aceasta este cumva și o dovadă a faptului că Ardealul a trăit sub opresiune, mult timp prigonit. Are o colindă atât de frumoasă, care e acolo la noi, la Maramureș, specifică. Vifleeme, Vifleeme, cum de n-ai primit în tine pe Fecioara Maria să nască pe Mesia? N-ai știut tu, Vifleeme, cu câtă dragoste vine cea mai sfântă între fecioare a Domnului Născătoare. Și toate aceste
Sigur, palmale și scutece i-au dăruit vitele, lumina i-a dăruit o stea de răsărit. Cumva, arătând înfrățirea cu natura, pământul îi oferă peștera ca un leagăn, îl primește în brațele lui. Steaua îi dă lumină, animalele îi dau căldura în loc de scutece. Că toată făptura, dar omul rău îl refuză pe Dumnezeu. O, la poporul nostru a intrat foarte adânc această dragoste blândă, bună, delicată, gingașă de a-L primi pe Fiul lui Dumnezeu. Și acesta s-a făcut prin Sfântul Apostol Andrei. De aceea primele biserici, la noi acolo sunt făcute, Sfântul Apostol Andrei, acea peșteră. Sigur, eu cred că nu este creștin român care să nu cunoască peștera Sfântul Apostol Andrei, să nu meargă la ea cel puțin o dată pe an. Acolo este Betleemul nostru, din care ne adăpăm spiritual. Deci, eu de 30 de ani merg, măcar la câțiva ani, dacă nu reușesc anual, pentru că este ceva greu de scris în cuvinte ce trăiești acolo. Și când vezi de acolo cum, ca un fir de lumină, 20.000 de ani, a însoțit poporul român, Sfântul Apostol Andrei. Eu am trăit cu emoție în 1996, aducerea pentru întâia oară în România a capului Sfântul Apostol Andrei. Moaștele. Moaștele Sfântul Apostol Andrei a fost dusă de împăratul Constanțiu al II-lea la 350 în Constantinopol, în Biserica Sfinții Apostoli, titorită de Marele Împărat Constantin. Au fost luate, au stat până la 850. În 1204 le-au luat cruciații, Crucea de a patra, și le-au dus la Amalfi, un orășel din sudul Neapolului. Am fost astea iarna, am stat o săptămână acolo, că să mai găsesc o parte din moaștele și o biserică bizantină de secol X, fenomenal de frumoasă. Și au stat acolo până în 1450, când papalitatea le-a dus la Roma, în biserica Sfântului Apostol Petru, datorită faptului că acolo, fiind un oraș port, era tot timpul sub influența piraților, a turcilor și puteau fi jefuite. Și au stat până în 1962 la Roma. Am fost acolo și în acea biserică a Sfântul Apostol Andrei, foarte frumoasă, aproape în piața Argentina din Roma, în care au stat moaștele Sfântul Apostol Andrei, fratele de sânge a Sfântului Petru, și care după ridicarea anatemelor în 1962 au fost redate grecilor, adică capul și mâna dreaptă a fost readuse la Patras, locul unde a fost răstignit. Se pare că prin anul 84, el născut în anul 5 după Hristos și anul 85-90 a trăit peste 80 de ani, Sfântul Apostol Andrei. Sigur că viața lui este... Între care 20 i-a trăit acolo în acea peșteră, în România, noi, da. Dobrogea noi, da. De aici este o legătură foarte, foarte adâncă între poporul nostru și Sfântul Apostol Andrei. El este părintele nostru spiritual, care ne-a călăuzit de-a lungul istoriei și care ne va duce în fața lui Dumnezeu la înfricoșătoarea judecată. Cu tot ce avem noi mai bun. Avem până acum 230 de sfinți canonizați. Iată, ei sunt elita ce am avut noi mai bună în spiritualitatea unui neam. Ei sunt patronați de Sfântul Apostol Andrei, de părintele lor, și de aceea sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei pentru români este ziua națională spirituală a României. Și s-a stabilit în anul 2000, adică cum avem o zi națională 1 decembrie, da, unirea dealului cu principatele române, să avem și o zi spirituală națională, adică sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, care s-a dezvoltat foarte mult sărbătoarea în ultimii 20 de ani. Așa cum v-am spus, și prin aducerea Sfinților Moaște la Iași, acum avem și praznicul aducerilor moaște, 13 octombrie, ajunge Sfânta Parascheva, și au mai fost aduse în 2006 la Patriarhie, și practic s-a făcut tot mai mult simțit, a devenit ocrotitorul orașului Galați, al Oradei, este ocrotitorul orașului Patras, bineînțeles, Neapoli, multe orașe din toată Europa, Sfântul Apostol Andrei, și practic prezența lui este, s-a făcut simțită foarte multe, multe orașe. Și da, în cadrul slujbei de Sfântul Andrei, dacă este ceva care îi aparține, care îi mai special în această slujbă? Da. Păi, așa, cum v-am spus, am amintit troparul. Există o slavă la litie care ne arată foarte frumoasă, pe care
Da, am învățat pe de rost acum 25 de ani, care arată starea lui, adică de părinte duhovnicesc, care a părăsit totul și care pe cei pe care i-a încreștinat îi patronează duhovnicește, îi ocrotește până la înfricoșătoarea judecată, adică îi va duce la Hristos. Sfântul Slava Litiei, care sună cam așa, pe propovăduitorul credinței, pe Andrei să lăudăm, că acesta din adânc pe oameni a vânat, adică din adâncul necunoștinței, în loc de trestie crucea în mâini luând, el avea un toiac cu cruce, Sfântul Apostol Andrei, încă din secolul I. Și ca o strună aruncând puterea, a scos suflete din adâncul înșelăciunei și a dus lui Dumnezeu har bine primit, adică ca și niște pești, i-a pescuit pe oameni, acestuia credincioși împreună cu ceata apostolilor să lăudăm ca să se roage lui să ne fie milostiv în ziua judecății. Eu am o meditație, puteți să vă trimit, scris în urmă cu câțiva ani, intitulată, am scris mai multe despre Sfântul Apostol Andrei, intitulată Ziua Sfântului Apostol Andrei, zi de meditație și de reflexie pentru poporul român, în care se face ca o dare de seamă în care tot ce am reușit noi să facem spiritual, bun, pozitiv, timp de 2000 de ani și tot ce n-am reușit, încă care mai avem de completat, de până la a doua venire, prin care ne vom, împreună cu Sfântul Apostol Andrei, după aceea ne vom prezenta la judecata lui Hristos. Și există o slujbă specială, care s-a, un tropar, o cântare specială, care s-a compus atunci, în 1996, când s-au adus moaștile Sfântul Apostol Andrei în România, la ea și a fost compusă de către mitropolitul de Patras de atunci, Dumnezeu să-l ierte, împreună cu părintele Stares Creme Hararam, Eclesiar Patriarhie de astăzi, foarte frumoasă, care arată într-un fel legătura noastră ca popor cu român, cu Sfântul Apostol Andrei. Troparul este foarte, foarte frumos. Eu aceste texte liturgice știu mai degrabă să le cânt decât să le recit. Puteți să și cântați, nu-i nicio problemă. Puteți să și cântați. Dacă, așa. Deci, e posibil și asta. Fiul al Galilei și fratea lui Petru, dintre pescari, în soborul apostolilor, întâi ai fost chemat Andrei cel Minunat. Iar de la mormântul tău din Patras, chem popoarele la Dumnezeu. Adică timp de 2000 de ani el încă cheamă popoarele la Dumnezeu. Și acum ne-ai umplut de bucurie căci în România iarăși ai venit unde pe Hristos Domnul l-ai propovăduit. Amin. Da. Părinte, eu vă mulțumesc pentru participarea și la această emisiune. Vă doresc la mulți ani binecuvântați, cu sănătate și cu tot ce doriți dumneavoastră să împliniți și care credeți că este misiunea dumneavoastră, să ajungeți acolo unde doriți dumneavoastră. Le doresc la mulți ani și telespectatorilor noștri care își sărbătoresc ziua onomastică și aș vrea ca în încheiere să vă las pe dumneavoastră să spuneți ceea ce vă doriți dumneavoastră, un mesaj de Sfântul Andrei. Păi un mesaj de Sfântul Andrei ar fi câteva cuvinte care cred eu că le-ar spune Sfântul Apostol Andrei poporului român, credincioșilor poporului român. Le-ar spune așa Sfântul Apostol Andrei: unul este Dumnezeu. Credeți în Dumnezeu, în Sfânta Treime, așa cum eu v-am învățat. Iubiți-L pe Hristos, Mântuitorul Lumii, care este iubirea însăși și inima inimilor voastre, fără de care voi nu puteți trăi. Iubiți-O pe Maica Domnului pe care L-a adus și rugați-vă ei. Iubiți-i pe sfinți, cinstiți-i și rugați-vă lor, iubiți biserica neamului vostru,
așa cum îl iubiți pe Dumnezeu ca tată, iubiți-o pe biserică ca mamă. Eu v-am învățat prima dată și poetul vostru național a spus-o apoi, că aveți voi poporul român, v-ați născut creștini și eu când v-am născut duhovnicește, v-am dat pe Dumnezeu tată și v-am dat biserica de mamă. Iubiți tot ce-i bun, frumos, iubiți poeți, iubiți scriitori, iubiți artiștii, iubiți pe toți cei care pot, prin arta lor frumoasă, să trezească în suflet sentimente de lumină, de iubire, de bucurie, de credință. Iubiți tot ce a lăsat Dumnezeu în biserică și în cultură și fiți mie următori, precum eu lui Hristos. Amin. Vă mulțumesc, Părinte. Le mulțumesc și telespectatorilor noștri că ne-au fost alături. Sunt Dacia Teodorescu de la Independent TV Hunedoara și vă aștept în fiecare duminică, începând cu orele 20, cu sufletul deschis, să ne fiți alături. La revedere!